un nou incident ecologic a fost înregistrat în această dimineață în Maramureș. Apele de mină de la Galeria Brainer, Comuna Băiuț, au ajuns în râul Lăpuș. În drumul lor au afectat și terenurile din zonă. Drumul județean a fost spălat pe o lungime de 400 de metri. Localnicii au auzit din zona minei un zgomot puternic, după care a urmat deversarea. Apa prezenta o culoare roșiatică specifică metalelor existente în perimetrele miniere Văratic, Cizma și Brainer. Potrivit unui comunicat de presă al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în zona au intervenit pompierii militari și personalul SVSU Băiuț, care au acționat cu utilaje pentru devierea apelor de mină și protejarea gospodăriilor situate în zonă. De asemenea, s-a lucrat pentru curățarea și degajarea zonei afectate de materialul antrenat de apele de mină. Nu am avut pagube, n-am avut, dar totuși am intrat în grădini acolo. Dar nu așa în mare măsură, dar râul e poluat foarte tare. Doamne, sper dacă rea ziua, Doamne, sper să fi trecut cineva pe acolo, era dezastru. CJS-ul Maramureș menționează că s-au prelevat probe de apă la debușarea și secțiunile caracteristice pentru evaluarea stării de calitate. De asemenea, întregul tronson al râului Lăpuș, aval de localitatea Băiuț până la confluența cu râul Someș, este monitorizat. Nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, reunit în ședință extraordinară, a dispus convocarea reprezentanților companiilor Remin și Conversmin și a administratorilor judiciari în vederea alocării de resurse necesare pentru punerea în siguranță a galeriei Brainer. Rămâne de văzut dacă viitoarele discuții vor duce la vreun rezultat sau vor fi doar discuții, iar agenții economici responsabili cu gestionarea fostelor perimetre miniere vor face ce au făcut și până acum.